Ei, ce faceți, băi, și fete? Iată la un nou episod din Among Us. Întrucât la episodul anterior s-au strâns aproximativ 4000 de like-uri, mi-ați dat de înțeles că încă vreți să continuăm această serie. Iar de data asta vom juca pe stilul normal, știți voi, vechiul Among Us fără hide and seek, alături de membrii de pe Discord. Așa că, înainte de toate, băieți și fete, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri la acest episod, cu siguranță vom mai face noi episoade. Și cred că data viitoare vom încerca un nou mod creat de către mine, sper să iasă ok. Nu uitați că aveți Instagramul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Și să începem! De data asta jucăm normal și asta înseamnă că vreau impostor! Și... Yes! Yes! O să ne facem treaba! Haide! Ok. Să-mi fac treaba aici. Să dăm un sabotaj la O2. Pa. Mi-e frică să ies de aici. Nu-i nimic. Oh, ok, e ok. E ok. Cica, aș putea să fac și task-urile? Ce? Bun, aici... mă prefac eu, mă prefac. Sunt 2, 3. Încă un electrical. Mama, mama, nimeni nu o să știe, nimeni nu o să știe. Ia, hai la reactor. Am dat. Și aici... Holy fuck. Corpul a fost găsit în reactor. Eu mă duceam acolo să fac la communication. Rengo e safe și a dat scan lângă mine. Eram în electrical. Că am văzut în security că prin preț că s-a deschis ventul. Gen, nu știu dacă a intrat sau a ieșit, dar s-a văzut ventul oricum. Deci probabil a fost foarte recent kill-ul. Stai, a fost în electrical ventul? Da. Deci ventul a fost deschis în electrical. Toia? Parcă spune că ești tu în electrical. Da, dar nu am văzut nimic. Eu cred că e Toia. Ok, eu m-am scanat cu albastru închis, deci dacă mă scoți pe mine sau pe albastru închis, poți să dai seama că nu sunt eu, sau nu e. Oricâte markete și-a dat seama într-un fel că ar fi teu. Da, nu știu ce să zic. Acum ar trebui să ne ocupăm cât mai repede, știi? O să mă luam navigation? Nu pot. Sabotajul e ok. Nu pot să închid decât în medbay. Ah, fuck. E Ice aici. Ice nu știe. Am dat de Ice la navigation. Era mort. Eu eram un admin paralizat pe card. E bine că n-am task acolo să-mi bat piciorul. Ceilalți n-au de gând să spună nimic, nimic. În electrical și făceam două la două. Am avut două task-uri și na. Eu încercam să aștept ca Mark să moare pe Mara, nu știu. Plecam și mă întorceam să văd dacă e cineva mort din ei. Deci Rengo e safe, Mara e safe. Eram la upper engine. Și Denis e safe. Când venise Rengo, deja Denis făcuse scanul. Efectiv, n-au nicio evidență că ar fi. Deci nimic, nicio evidență. Skip. Da, dăm skip. Eu suspectez negru și roșu. Terminat-o, dracu, ce ești tu? Trebuie să-l omorăm repede pe Rengo, ca să-l dăm afară. Unde s-a dus? Nu știu unde, uite-l. Mark e singur. Cred că o să stea să mă urmărească Rengo acum. Nu știu de ce am impresia asta. Dar... Dar... Am închis ușa la electrical. Și urmează să-l omor pe ăsta. Vent. Ok, l-am omorât în vent. Și ne ducem noi fain pe aici. Corp găsit în electrical. Eu eram lângă medbay. Eu eram... În admin. Cine era în electrică? Cine a fost toată runda asta în electrică? Deci care era med? Eu eram med. Lângă med, de fapt, bă, holul de lângă med. Nu știu, deci din electrică poți să duci în med și în, acolo la calculator. Pe toi am văzut-o la calculator că a stat și tu că erai în med. Unul dintre voi cred că ar trebui să-și dea vent de acolo. Păi de ce mi-aș dea vent dacă aș fi impostor medbay, dacă voiam să-mi fac efectiv task-ul de acolo la cafeteria? Voiam să mă duc. Păi dacă morai pe cineva din electrical, trebuia să ieși prin vent, prin med. Neapărat să... prin med. Păi în partea cealaltă era Toie. Dacă nu ești tu, înseamnă că e Toie. Puteam să mă duc, chiar mă vrei să mă votez. Da, suntem prinși la mijloc, efectiv, între mine și Teo. Și acum... Ori ești tu și Toie, ori e Mark și Denis. Eu n-am nicio evidență, nu suspectez pe nimeni deocamdată, deci...
Bine că am dat votul ăsta. Dacă nu dăteam votul ăsta și dăteam pe altcineva, probabil Teo ieșea. Știi? Așa că e mai bine. Ok, Rengo. Trebuie să ne ducem repede să-l omorăm. Da, am kill cooldown-ul. Sabotaj. La... Electrical. Toată lumea se duce la electrical. O să-l omorăm pe Denis. Vent am zis. Nu m-a văzut. Yes! Nu cred! Bravo, Teo! Pe mine mă fix eu prima țintă, mă. Sorry. Bine, Teo bate palma. Eram sigur. Deci dacă nu dăteam skip vot acolo, cred că Teo era deja... era out. Băi, mi-a trecut febra crewmate, așa că vreau din nou impostor. Parcă e mai fun. Haide, jocule! Nu parcă mă ascultă! Dar trebuie să-l omor prima și prima dată pe Rengo. Nu se poate. Tipul e foarte bun. O gândește rău. Atât ar trebui să o dau urât acum în fața cuiva. Vent. L-am omorât pe tip. Mari nimic. Eu uite-l pe Mari ce față are. Bun. Să dau ceva în electrică la aici. Mark mă urmărește, nu-i bine. Reactor. Am dat un reactor. Mă duc la electrică, că și așa nu. Hello? Vent. Ok. L-am găsit în medbay. Deci eram în camera aia unde văd unde sunteți fiecare și am văzut că erau doi. Și unul s-a teleportat în camera aia cu calculatorul din med. Și am încercat să o iau pe sus și n-am văzut pe nimeni. Ăia care au venit pe jos a văzut pe cineva că a venit din stânga spre dreapta? Nu știu. Eu eram acolo lângă alea de gunoi jos. Pe acolo ar fi. Eu fusesem cu... parcă cu Altex. Pe albastru, parcă l-am văzut. Pe albastru că s-a dus la reactor în partea aia. Am fost la reactor eu. Am fost Mari la reactor. Bă, nu știu frate, dar... am mare suspiciune pe Rengo, că de avea cu 10-15 secunde în urmă am văzut ieșind din electrică, că ieșise cu mine. Da, căutam persoana aia. Kill-ul ăla s-a făcut la început. Dar stai puțin! Sunt două kill-uri, corpul celălalt nu l-a văzut nimeni? Pe corpul ăla nu l-am văzut. Mă interesează doar dacă ați văzut pe cineva că a plecat de la reactor spre storage. Hai să votăm repede cu Uganda plecam de acolo. Ok, suntem în regulă, deocamdată nimeni nu ne suspectează și ar putea să-l găsească, ar putea să găsească al doilea corp. Cel mai bine ar fi să-l omorâm pe Rengo, prima și prima dată. Nu știu ce să zic acum. Ia, dăm aici, la connectivity. Aș putea să dau la O2. Și gen să plec, mă fac că plec. Dau la communication. De fapt, mă duc aici că la communication n-am nimic. Dar cineva poate să uite pe camere. La emergency nimic. Fuck, vent. Am report. La admin room. Bun, deci am o suspecție pe White, pentru că când s-a dat ăsta oxigenul, el pur și simplu stătea pe admin și se uita pe admin. Înțeleg că vrei să prinzi impostorul cumva când făcea kill, dar mi se pare cam sus, că puteam să murim dacă nu veneam eu atunci. Nu mai m-am dus pentru că am văzut pe Dios acolo, plus că aveam timp să o rezolv dacă era. Pot să mă votez, eu spun de acum că nu sunt. Dar am zis asta, dar nu zic că ești tu. Și eu mai am câteva task-uri la electrical și pe hartă, dar mi-e frică să mă duc singur la electrical. Dacă e vine cu tine și... ok. Și dacă mor, înseamnă că ești tu. Mm-hmm. O altă idee ar fi... atunci când s-a dat... stai când stă pe limbă. Ok, votez mai. Hei, de ce votez rapid? Auzi, Eugen, când s-a dat sabotajul ăla pe O2, tu de ce ai mers în communications în loc să rezolvi pentru chestia? Pentru că ți-am spus de fiecare dată, mă bazez pe alții să se ducă și eu fac treburile mele. Mari, rip Mari. Hai mă că putem încet, dacă i-am zis că merg cu Rengo. Mă fac de încredere, nu-l omor și după pot să plec, știi? Hai, dar poate găsim corpul mort al lui. Mă fac că n-am nimic. Iar am dat asta la reactor. La reactor, vere! Nimic? Task-urile alea se fac repede. Rămânem împreună.
Ia să văd aici la admin room. Vent, 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 repede. Nice. Salutare, fraților. Bravo, Uganda. Păi cam asta a fost episodul, băi și fete, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri, vom face un nou episod săptămâna viitoare. Aveți Instagramul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Toate cele bune. Bye bye.